Tati, nopțile n-am dormit pentru noi. Da, bravo, bravo. Ne pune pe la 5. Da, și domnul președinte. Sănătate. Arătați mai bine ca la televizor. Arătați foarte. E obosit, da? Un pic așa. Trece acum. După ce o văd, am înțeles. Să rămână. Cât aveți pe cât e pe 3 jumate, da? Nu, păi, are mare cum pensie. Cum ai, că bine. Din ce să mai zic, da? 4 jumătate, e urmaș numai, că de la colectivul eu trăiesc. Păi și cum trăiți așa? Și cum rezistați așa? Numai când stăm la dormitor, atâția ani de zile nu-și nicării. La 70 de ani. Și vine vremuri mai bune. Schimbați aici primarul și... Ce putem să facem de când avem? Apoi Consiliul Județean și apoi Guvernul. Și pe urmă, ca să dăm legi noi. Domnul președinte, trebuie să se facă o schimbare. Eu din ianuarie, de la ăsta, ne-am neotet alocația copilului. Am un copil în clasa 8-a. Efectiv, handicapul... Nu se mai poate așa, nu se mai poate. Sănătate și... Domnul președinte vă salută și promite că revine la dumneavoastră. Cum ajunge domnul dosar primar? Thank you.
Bine v-am găsit aici la Sfântul, în județul Sălaj, prima oară sunt în viața mea aici, dar sigur nu ultima oară. M-am întâlnit și cu oameni din Vișina, din județul Olt, aici la Sfântul Sălaj. M-am întâlnit și cu multe vote vizitele mele, multe doamne cu care petrecem nopțile, uite-le aici, prin urât, cu desele mă culc și cu desele mă trezesc în fiecare dimineață.
că guverne care s-au rotit și care reprezentau tot spectrul politic. Și atunci de ce să ne încapă soarta României și soarta poporului român pe mâinile unei mișcări noi, care să demonstreze ce înseamnă patriotismul, echipa lui Dan Diaconescu, partidul lui Răsărit, ca din pământ în poveștile românești cu inele corzândene și fete frumoși, s-a ridicat un partid frumos care e în palma dumneavoastră să vă slujească. Nicăieri decât la OTR și în cuvântările lui Dan și în programul lui Dan nu se spun cuvintele sfinte poporul român. Dan este un bărbat deștept, care are o tindă și care se gândește cum să ajute fiecare familie de români să nu mai ofteze, să nu mai aibă lacrimi pe obraz. Și atunci, prin vrerea dumneavoastră, lucrurile astea pot începe să se schimbe radical din 10 iunie, când se vor schimba primarii și consiliile județene, apoi în toamnă, când se va schimba Parlamentul, sperăm noi, așa cum dumneavoastră, prin iubirea dumneavoastră arătați, să fie un Parlament cu o majoritate a poporului, a Partidului Poporului Dan Diaconescu. Iar în finala pentru președinția de la Cotroceni, vă fac eu de acum pronosticul, Dan Diaconescu va face knockout pe adversarul. Eu vă garantez că acest tânăr venit sărac de la Caraca, dintr-un orășel de provincie, care a trebuit în vacanța studențească să care coroaba ca să-și ia o pereche de Adidas și atingând orice a devenit succes, o să facă succes și din drumul României. Trăiască Valea Sălajului! Vrească Sfântul Ardean, să trebuie dumneavoastră și poporului. Așa să ne vedem de mâine. Cum va vorbi răul dumneavoastră locale, răul zile de astăzi, viitorul dumneavoastră primar, Torbovănaș, Alin Cristina. Sunt onorat să ne aflăm astăzi alături de lumea Diaconescu, pe care o vedem doar și asculta doar la televizor. Dumnezeu l-a binecuvântat cu chestia asta. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Băbănaș Alin, sunt profesor la Cursul Sudu și de acum postez de pe foaie. Sunt candidatul Comunei Sudu la funcția cea mai înaltă din comună, respectiv cea de primar, funcția la care nu pot aspira de sprijinul dumneavoastră. Mă caracterizează credința în Dumnezeu, spiritul dreptății, al corectitudinii și, bineînțeles, ambiția de a așeza comuna noastră pe un piedestal, de unde să nu mai coboare niciodată, acolo unde, de fapt, este locul. Îmi doresc ca în comuna noastră, la conducerea tuturor instituțiilor, să existe oameni cu idei și inițiative pozitive în vederea schimbării feței comune. Mă voi concentra pe interesele tuturor locuitorilor, deviza mea fiind nu să ridicăm prea mult pe unii, iar oamenii simpli să rămână pe treapta de jos. Voi încerca să concurez cu o echipă cu care să putem aduce o schimbare în bine a comunei. Prioritatea mea numărul 1 este respectarea legilor de către toți cetățenii comune, nu numai de către oamenii de rând. Să fiu un primar transparent, solicitând în permanență sprijinul cetățenilor. Îmi propun o schimbare totală de atitudine și îmi doresc să arăt că poate exista un dialog civilizat cu oamenii, că sunt disponibil să ascult orice opinie publice și să tratez cu același respect toți cetățenii comunei și nu numai unele grupuri de interese. Repararea cât mai rapidă a măsurilor luate pentru cei defavorizați. Să-mi respect angajamentele asumate în fața dumneavoastră, o funcționare depolitizată a tuturor instituțiilor din comună, cu prioritatea instituției primăriei. O toleranță zero față de corupție și față de clientelism. Utilizarea transparentă a fondurilor publice. Vă promit că
prioritățile dumneavoastră sunt și prioritățile mele, subliniind următoarele. Mă voi axa pe atragerea fondurilor europene, acest lucru însemnând întocmirea acum de multor proiecte, cât mai viabile, cel mai important considerând a fi aducțiunea de apă și canalizare, urmat de modernizarea și asfaltarea tuturor trăzilor rămase neasfaltate. Voi urgenta finalizarea rețelei de gaz, acolo unde, de fapt, cetățenii comunei, în urmă cu 20 de ani, au plătit stradalul, dar care nici până astăzi nu au fost reacordați la gaz. Dat fiind faptul că în comuna noastră există și tineret, îmi stă în atenție construirea unui teren sintetic, a unei săl de sport, urmărind în permanență promovarea valorilor comune. Tineri valoroși existând în comuna noastră nu mai trebuie descoperiți și băgați în seamă. Întrucât cetățenii comunei noastre, cu ocazia diferitelor evenimente pe care le-au în familie, nunți, botezuri, mormântă, apelează tot mai mult la serviciile unităților de catering din orașul Jigou, intenționez să deschid o cantină socială în localitatea Sudu pentru a-i sprijini în acest sens. Vă promit că mă voi implica la modul cel mai serios în altă problemă strigentă a locuitorilor satului Sudu, în deosebi, pentru că aici este problema mai acută, cea privind fața culturilor. Consider că analizând acest lucru cu mult tact, abilitate și înțelepciune, stând la masă cu toate părțile implicate și, bineînțeles, având sprijinul și celorlalte autorități locale, vor rezolva și această problemă. Vă rog să-mi acordați șansa de a fi primarul dumneavoastră, iar atunci când veți avea nevoie de mine, atât pe stradă, cât și la sediul instituției, primăriei, să fiu cu sufletul pe buze, dispus a asculta și rezolva multitudinea de probleme. Votul dumneavoastră este foarte important pentru mine, iar votul de tuturor celor care sunt încă nedeciși să mă voteze, mă onorează. Doresc ca Bunul Dumnezeu să vină binecuvinteze pe fiecare parte, pe familie noastră, precum și întreaga comună Sudu. La sfârșit să nu uit, tuturor noua candidaților mei în alegeri, le doresc un succes, dar eu sunt primar. Vă mulțumesc!
șofer. Și atunci fruntea listei este un penalist, nu? Deputat primarul primar care cere voturi din partea comunei Sârtuș și la bugetul local dorește să acope o mare parte din bani pentru o altă localitate, nu pentru Sârtuș. Merită votul sârtuvanilor? În momentul în care le-a bugetul pentru altă localitate. Nu numai sârtuvanilor. Păi da, avem trebuie să ne spunem punctul de vedere, nu? Și un intelectual, un omofob intelectual, da, un intelectual are un total alt vocabular. Ca de la un intelectual. Să Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.